E greu. Ești bătrân, nu mai dă nimeni nimic pe tine. Asta simțiți? Da. Asta simt. Cât ați putut să le dați, cât ați fost de folos, v-au căutat, acum spuneți că singurătatea vă mănâncă sufletul. Dacă pot să dau și acum, poate că aș fi bună, dar numai pe moment, când ai, atunci ești bună. Și pe urmă, întorc spatele. Asta e viața, în ziua de astăzi toate s-au schimbat. Cine v-a părăsit, doamnă? A cui absență din viața noastră vă doare cel mai tare astăzi? Ca să vă spun cine m-a părăsit, fiica mea. Am fost în tribunal un an de zile cu ea, m-a scos afară din casă, ea cu ginerele și asta e viața. Păi de ce, doamnă? De ce are curs acest gest? Pentru că un părinte nu mai e bun atâta cât poți să-l ajuți, până i-am dus băiatul la școală, acum de 10 ani nu i-am mai văzut deloc. Povestea Mariei este extrem de dureroasă. Timișoreanca spune că propria fiică împreună cu ginerele ei au scos-o afară din casă, asta după ce și-a crescut nepotul, l-a dus la grădiniță și mai apoi la școală. Maria spune printre lacrimi că s-a judecat cu propria fiică în tribunale un an de zile, iar nepotul pe care l-a crescut nu o mai cunoaște. Pentru că ginerele meu n-a vrut să stea în casă cu soacra. M-a dat în judecată, eu am făcut greșeala că am trecut și pe ei, am trecut la casă și după ce i-am trecut, ei au fost doi și eu singură și s-au dus la tribunal. Și unde ați mers dumneavoastră fiind dat afară din casă? Am stat la sora mea asta ce vine la mine, vreo 7 luni, 8, și pe urmă, când m-au dat banii la tribunal, am câștigat procesul, mi-am cumpărat o locuință, o garsonieră în Lipovei. Stau singură de atunci. Câți nepoți aveți? Vă e dor de ei? Unu am, are 25 de ani. Nepoți după frați am, că eu mai am 6 frați. Spuneți că l-ați dus la școală, la grădiniță, nici el nu vă caută? Nu, nici dacă... Nici nu l-am văzut de vreo 10 ani deloc, dar efectiv pune capul în jos și trece. Considerați că meritați acest lucru, doamnă? Eu nu consider, dar... V-am spus, asta e viața și trebuie să mergem mai departe, așa cum e. V-ați așteptat să creșteți un copil, iată, o viață întreagă, să-l aduceți, să-l faceți mare, ca să zic așa, și apoi să vă arunce ca pe măsa stricată? Păi nu m-am așteptat, eu nu m-am așteptat, n-aș fi putut să fac asta, dar dacă ei asta consideră, e bine așa. Maria povestește cum a fost scoasă afară din casă de către fiică și ginere. M-a dus și executor judecătoresc peste mine, m-am luat lucrurile așa ca nimeni în lume și am plecat plângând la sora mea care e în piață și acolo am pus o semnătură că atunci și nu mai vreau niciodată, nu mai vreau să știu de ei, nu mai vreau pur și simplu nimic. Bine că n-am rămas nebună și asta e. Ați suferit mult, mă gândesc. Ani de zile. Și acum, după 12 ani de când am plecat, ce să mai vreau de la ei? Nu mai vreau nimic. Maria nu își explică de ce fiica ei a aruncat-o în stradă, însă după ani de suferință a început să învețe să trăiască cu durerea. Rana, spune Maria, nu se va închide niciodată.